Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Glorie ție, În vremea aceea, iată că un om, apropiindu-se de Iisus, i-a zis: Învățătorule, ce lucru bun trebuie să fac ca să dobândesc viața veșnică? Iar el i-a spus: De ce mă întrebi despre ce e bun? Unul singur este cel bun, iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: Care? Iar Iisus i-a zis: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a spus: Toate acestea le-am păzit, ce mi mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde tot ce ai și dă săracilor și vei avea comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Însă tânărul, auzind cuvântul acesta, a plecat mâhnit, pentru că avea multe bogății. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor, amin. Iubiți credincioși, o preocupare constantă a fiecărui om este aceasta: ce să fac pentru ajunge să mă mântuiesc? Cred că vă preocupă, nu-i așa, acest subiect al mântuirii. De fapt, este motivul principal al prezenței noastre aici. Ce trebuie să fac? Și sigur că parcă ne imaginăm așa un tânăr, cum este în Evanghelia de astăzi, care a simțit un pic din dragostea lui Dumnezeu și se întreabă: oare ce ar trebui să fac? Ce lucru bun trebuie să fac pentru a dobândi viața veșnică? Îl întreabă acest tânăr din Evanghelie pe Iisus, pe Mântuitorul. Și apoi Iisus îi răspunde: tu știi ce trebuie să faci, păzește poruncile. Și un pic săcăitor acest tânăr: da, dar care e mai importantă, cu alte cuvinte, care dintre ele? Pe toate. Și le-a enumerat Iisus: să nu faci aia, să nu faci aia, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și așa mai departe. De multe ori și noi ne asemănăm cu acest tânăr din Evanghelie. În ce sens? Căutăm în cuvântul lui Dumnezeu ceva care să ne aducă stabilitate, adică ceva de care să fim siguri, că dacă fac lucrul acesta, sigur voi dobândi viața veșnică. Avem nevoie de această siguranță. Ceva pentru care noi să nu avem niciun dubiu. Așa cum a făcut acest tânăr, l-a întrebat: ce trebuie să fac? Ce lucru bun? Nu a spus cum să îmi rânduiez viața sau... Nu, ce lucru bun? Un lucru bun voia, iar atâta, nu mai mult. Iisus îi pune în față întreaga lege: fă asta. Da. Toate acestea le fac din copilărie. Le-am făcut întotdeauna, îi răspunde. Toate acestea le-am păzit. Ce mai lipsește? Adică îl minți pe Hristos în felul acesta, că El le-a făcut pe toate acestea. Adică a respectat cuvântul lui Dumnezeu într-un mod cât se poate de complet. Putem vedea și acest lucru, dar să ne imaginăm că acest tânăr nu minte. Adică nu este luat așa de val și să spun așa într-un moment de exaltare sufletească: am făcut și asta și asta, le-am respectat pe toate, Doamne, altceva, ce trebuie să mai fac? Îți mai lipsește ceva. Mergi, vinde ceea ce ai și dă săracilor și vei avea răsplată în cer. Apoi vino și urmează-mă.
De multe ori, lucrurile pământești, care nu sunt primite așa cum ar trebui să fie primite, ca pe niște mijloace de subzistență, ca pe niște mijloace de care să ne folosim pentru a trăi, deseori acestea împovărează sufletul omului. Și cred că vi s-a întâmplat vreodată să pierdeți ceva important, eu știu, vreo verighetă sau, eu știu, mă gândesc la soți, sau vreun lucru pe care l-ați primit de la cel mai bun prieten și să vă întristați foarte mult, dar unde o fi, unde o fi, sau ce s-a întâmplat? Pentru că ne legăm un pic inima de lucrurile pe care le avem, ceea ce nu este neapărat un lucru lăudabil. Iisus îi spune acestuia, dezlipește-ți inima de toate acestea. Și aș merge mai departe decât aici. Oare care sunt acele posesii ale noastre, acele lucruri pe care noi credem că le posedăm și la care renunțăm greu? Adică sunt ale mele, sunt deștept, sunt înțelept, am diplome, am tot ce vrei, am mașină, am etc., ce vrea fiecare. Am darul de a vorbi în limbi, vorbe limbi străine, sau mai știu ce se mai poate lăuda unul sau altul. Acestea care, cred că și despre acestea vorbește Iisus, adică nu slipi inima de acestea, că azi le ai, mâine poți să nu le ai. Știm cât de ușor se poate face un ceva și rămâi fără vorbire, rămâi fără orientare, că nu știi să te mai orientezi, rămâi fără ceea ce credeai tu că ai și vai de mine, erau ale mele, eu eram posesorul, eram proprietarul, cine mai era ca mine? Uite, într-un moment de felul acesta, îți spune Dumnezeu că nu mai erai tu acela. Iisus îi spune, consideră-le și pe acelea ca pe un dar al meu. Și după ce ai făcut toate acestea, vino și urmează-mă. Adică doar cel care renunță la sine și ia crucea poate să-L urmeze pe Mântuitorul. Cuvinte grele ale lui Iisus. Cuvinte grele care ne sunt adresate și nouă celor din mileniul al treilea, căci cuvântul lui Dumnezeu nu-și pierde niciodată din importanță și nu poate fi îndulcit niciodată, că ni se pare nouă că acum nu prea mai este valabil. E la fel de valabil acum ca și atunci când Iisus l-a rostit. Un lucru îți mai lipsește. Oare care o fi acel lucru care ne mai lipsește nouă? Care o fi acel lucru de care ne-am legat inima și care nu ne dă pace să trăim? Care sunt acele lucruri? Și am spus, ne putem referi și la calitățile noastre pe care noi credem că le avem și fără de care nu putem merge în veșnicie și le punem înaintea lui Hristos. Poate fiecare ar fi bine să-și dea un răspuns la această întrebare și apoi Iisus îi spune, dacă vrei, renunță și la asta, nu înseamnă că trebuie să uiți ceea ce știi sau trebuie să arunci ceea ce ai, nu. Dezlipește-ți inima de ele și apoi vino și urmează-mă. Dacă nu facem lucrul acesta, vom trăi și noi cu acea tristețe cu care a plecat acel tânăr din Evanghelia de astăzi. Sfântul Pius al X-lea pe care îl celebrăm astăzi a pus la inimă aceste cuvinte ale Mântuitorului și l-a înțeles că a-L pune pe Hristos pe primul loc este cel mai important, restaurare omnia, instaurare omnia în Hristos, a restaurat totul în Hristos, totul, viața noastră trupească, viața noastră sufletească, relațiile cu ceilalți oameni, totul trebuie puse în relația noastră cu Hristos și numai astfel dovedim că îl urmăm pe Mântuitorul. Și aș încheia cu aceeași întrebare cu care am început. Care sunt siguranțele de care noi ne-am prins așa în viață și pe care le considerăm ca o dovadă a faptului că suntem pe calea cea dreaptă? Care este lucrul pe care trebuie să-l fac? Ce lucru bun fac eu și mă simt în siguranță? Nu este suficient. Nu este suficient. Trebuie ca totul să fie prins de Hristos, ca totul să fie raportat la Hristos. Numai astfel mergem pe calea cea dreaptă. Altfel,
mergem doar într-un picior sau mergem doar așa pe lângă câte un pic, ne place, că avem, îl avem și pe Dumnezeu, mai avem și ceva din altă parte și mergem înainte. Nu. Avem nevoie de Mântuitorul care să ne conducă în întregime, nu așa pe bucăți. Să cerem Domnului harul de a nu pleca întristați, ascultând cuvântul Său, ci de a pleca încurajați și înnobilați de dorința de a pune totul în grija Sa, de a pune totul în legătură cu El. Dacă vreți, a pune totul pe crucea Sa. Lăudați să fie Iisus Hristos!